dragi prieteni, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. De data aceasta, tema emisiunii este legată de viața de familie, de frumusețea, responsabilitatea și greutățile vieții de familie. Alături de mine în studio se află sora Elisabeta Țon, o doamnă cu o mare și bogată experiență de viață, cu 57 de ani de căsnicie, soție, mamă și bunică, de la care vom putea afla multe lucruri și deosebit de interesante. Bine ați venit în studioul Credo TV! Mulțumesc, Rodica! Cu mare drag! Aveți o bogată experiență în domeniul familiei, 57 de ani de căsnicie. Și aș vrea să vă întreb, ce face farmecul unei familii? La ce concluzie ați ajuns după această lungă perioadă de viață în doi și apoi cu copii, cu nepoți, cu câte va da Dumnezeu? Farmecul unei căsnicie îl face Dumnezeu. Numai. Când este Dumnezeu prezent, atunci este pace, este bucurie, este armonie, este înțelegere. Atunci e colaborare, e unitate. Când este El prezent în viața fiecăruia din noi, când fiecare din noi suntem conștienți că fiecare răspunde lui Dumnezeu pentru tot ce facem, tot ce vorbim, tot ce simțim, în relația cu soțul și tot așa exact și în relația cu copiii. Poți să fii mamă, dar ești numai mamă. Tu, ca mamă, răspunzi în fața lui Dumnezeu de felul în care te adresezi copilului tău, de cuvintele care le folosești, de dragostea pe care o ai și de tot ce faci tu pentru copilul tău. Deci, această conștiență, dacă există, e permanentă în viața de familie și a soțului și a soției. Acolo este Dumnezeu și acolo este bucurie și acolo este raiul pe pământ. Ne-ați vorbit despre o persoană care face farmecul căsniciei, persoana care a întemeiat prima familie, Dumnezeu, cel care a avut ideea să înființeze căsnicia, această instituție, această relație. Și pentru că Dumnezeu e înțelept și plin de bunătate, a făcut și un manual cu principii. Și aici e manualul. Legat în piele sau în carton de diferite culori, cu roz pentru femei, cu negru pentru bărbați, dar înăuntru cu aceleași învățături pentru toți cei ce se numesc creștini. Dacă ar fi să subliniați unul dintre principiile care îl considerați cel mai important pentru a ține o căsnicie unită și fericită, care ar fi acesta? Cred că e un autocontrol, fiecare din noi să știm, pentru orice situație, în orice situație te afli, să fii conștient de călăuzirea pe care o ai când vorbești, când te manifesti, când faci diferite acțiuni, de cine ești călăuzit, cine te inspiră, pe cine asculți. Lucrul acesta este cel mai important.
Dacă nu treci cu vederea că tu poți să primești din două locuri, sunt două surse care te pot inspira și să fii atent la lucrul acesta. Și dacă ești atent, imposibil să nu-ți dai seama. Și dacă tu îți dai seama și știi că inspirația pe care o ai nu este bună și trebuie să o respingi, ai biruit. Și Dumnezeu, când îți dă o biruință, te face să simți că tu ai biruința. Te face să simți că ai câștigat. Ai câștigat ca și când ai fi câștigat o bătălie, o luptă. Așa este. Și te ajută să simți imediat de locul unde ai fost și unde ai ajuns cu aceasta. Deci, este o treaptă. Este un test, o treaptă. Este atât de mare lucru ca la orice discuție tu să fii atent de cine ești călăuzit. Asta este. Asculți sau nu asculți? Care ți este sursa de inspirație? Cine te învață? De la cine primești mesajul? Ce mesaj transmiți? Asta este partea cea mai importantă în familie. Indiferent, eu ca mamă sau ca soție, să fiu atentă în ce fel vorbesc, ce spun, cum fac lucrurile, cum le primesc, dacă mă roagă să fac ceva, cum fac? Mă bucur că pot să fac sau fac pentru că n-am ce face. Trebuie să fac. E mare diferență. Cineva mi-a spus, zice, atât de mult mă necăjește. Face și tot mereu asta și asta și asta. Îmi cere. Și am zis, știi ceva? Bucură-te până când își cere. Și a zis, așa e. Regretele în viață sunt pentru că atunci când puteai să te porți frumos, să vorbești frumos, să faci orice lucru cu toată inima și frumos să le faci ca pentru Domnul, nu l-ai făcut. Astea nu se mai întorc. Dar dacă tu vrei ca lucrurile astea să le faci și să n-ai regrete, Dumnezeu îți dă puterea. A fost o situație când noi ne-am dus, Iosif a fost numit ca păstor la Ploiești și eu n-am fost pregătită pentru locul acela. Și am zis, Doamne, eu nu sunt pregătită pentru locul acela. Și nu știu cum să mă port. Și totuși când am văzut că Dumnezeu ne duce acolo, bine, Doamne, acum văd. Pentru că eu m-am rugat, nu, Doamne, nu ne duce acolo. Dar când am văzut că în final... L-ați rugat pe Domnul să schimbe planul. Să schimbe, da, să schimbe el. Am zis, eu nu sunt pregătită, Doamne. Și când am văzut că totuși acolo ne duce, povestea mai lungă, dar scurt, am zis, eu când mă sculam dimineață, mergeam pe genunchi, și rugăciunea mea era, Doamne, mă semnez în condica Ta de prezență. Intru în slujba Ta. Ce frumos! Intru în slujba Ta. Și așa am făcut-o tot anii. Dar și-o fac. Și acum. Nu totdeauna, dar sunt în slujba Lui, indiferent că sunt trează sau dorm, eu tot acolo mă consider. Eu m-am dat în slujba Lui, dar a fost o perioadă în care am trăit cu atâta atenție. Pentru că am zis, Doamne, nu știu ce o să fac acolo. Nu-mi place aia, nu-mi place aia, mai multe lucruri care nu-mi plac.
Te rog să mă înveți. Eu vin, Doamne, acum eu intru în slujba Ta. Tu ești șeful meu, să-mi spui la fiecare lucru ce să fac, ce să spun și te rog să-mi dai o inimă ca a Ta. Să fie inima Ta în inima mea, pentru ca să poți simți tot ce vrei. Și vreau să spun că au fost ani minunați, ani de experiență. Nu știu, am avut mulți ani de experiență. Aș putea să spun așa, capitole, dar au fost ani de experiență cu Dumnezeu și o viață acolo extraordinară, extraordinară. Și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Dumnezeu e credincios în ceea ce, dacă El îți dă voința, te umple de putere, adică paharul tău e plin de dă peste El. A fost o mare, mare binecuvântare. A fost extraordinar. Am avut, nu pot să spun, dar sunt multe lucruri care sunt comori, pur și simplu perle pe care mi le-a dat Dumnezeu acolo. Acolo la Ploiești, da. Unde nu ați fost prea încântată, nu, să vă deloc, duceți. Deloc. Și n-am vrut. Și zic, Doamne, eu nu sunt pregătită acolo. Dar Dumnezeu nu te pregătește poate dinainte, dar fără să-mi dau seama, s-ar putea tocmai lucrul acesta să fi dorit Dumnezeu din partea mea, ca eu să fiu conștientă. Mă duc într-un loc unde e muncă. E serioasă muncă și trebuie să fiu atentă și să știu că Domnul e acolo, să fiu atentă că El e prezent, dar să fiu atentă că El e prezent și să nu-mi fie teamă de nimic. El mi-a și luat teama acolo. Am fost sub anchetă și sub arest, dar mi-a luat teama. A fost Dumnezeu, este Dumnezeu. Mă întorc la locul de unde am pornit discuția, adică din cartea cea sfântă care stă la baza oricărei temeli, oricărei familii ca și temelie, ați enunțat un principiu: călăuzire, ascultare, și acest experiment de viață cu plecarea dumneavoastră la Pitești mă duce la cuvântul ascultare, adică să ascultăm de Dumnezeu în orice situație, să avem încredere în El. Da. M-aș întoarce puțin să aruncăm o privire generală asupra societății, asupra ce se întâmplă acum și să vedem de ce se întâmplă. Am notat câteva statistici privitoare la rata divorțurilor în România și în lume, niște statistici legate de anul 2014, pentru că astea se fac retroactiv întotdeauna, și sunt în Europa câteva țări fruntașe la divorț: Spania, Portugalia, Ungaria, Cehia, cu o rată de peste 60%. Deci iată că i-am depășit pe americani, care sunt la 53%, Statele Unite ale Americii. Iar România s-ar afla pe un loc mai în spate, o rată a divorțurilor între 20-29%, deci una din 5 căsnicii sfârșesc prin divorț. Și mai avem două cifre interesante: Belgia, o țară din Europa, noastră bătrână creștină, 70%, deci este topul absolut, 70% din familii sfârșesc prin divorț, și Chile, o țară din America de Sud, cu 3% rată a divorțurilor. Ei, pentru aceștia, aproape că aș vrea să spun, pentru cei din urmă, cei din Chile, slăvit să fie Domnul, dar cred că El nu se bucură nici de statistica asta, pentru că în planul lui Dumnezeu, cu siguranță, este ca orice familie să nu se despartă niciodată. Ce ar trebui făcut când privim la statisticile acestea? Cred că există foarte mult egoism în fiecare. Fiecare vrea să facă voia lui. Fiecare așteaptă să primească, să fie satisfăcut, să aibă dreptate, să primească, nu se gândește. Cel mai trist este atunci când sunt copii în familie.
am văzut situații, e sfâșietor, e sfâșietor să vezi când copiii rămân între cei doi. Nu știe pe care să-l aleagă. Copiii iubesc pe amândoi. Am văzut situații în care, într-adevăr, tata nu numai că nu-și iubea soția, dar pot să spun că nu-și iubea nici copiii, pentru că tot ce făcea îi instiga, îi îndemna numai la lucruri teribil de rele. Deci, hei, ce să faci în asemenea situații? Ce să faci? Sigur că spui mai bine să iei copiii, să-i lași cu mama, decât un tată care își distruge copiii. Nu iubește, îi distruge. Dar sunt unde și unul și altul ar putea să fie și tată și mamă bun. Dar din cine știe ce ambiții? Am înțeles, sunt cazuri de afaceri. Pentru că îi din cauza unor afaceri, el divorțează ca să meargă afacerea mai bine. Și îi merge, în nu general? Știu, nu știu. Dar asta am auzit. În cazurile de divorț ar trebui ca oamenii să fie învățați. Să nu se gândească la ei. Și să se gândească că ceea ce fac ei să distrugă niște vieți, mai în cazul în care sunt copii în familie și chiar în cazul în care nu sunt copii. E așa de ușor să strigi, să distrugi și să știi cine este cel care te duce pe drumul ăsta. Trebuie să știe fiecare că în lumea asta sunt doi stăpâni. Este Dumnezeu și este diavolul. Nu există loc neutru unde poți să fii singur, să nu fie nici unul din aceștia doi stăpân peste tine. Cu cine alegi? Pe cine alegi în viața ta să fie cu tine și să-ți dirigeze viața? De cine asculți? Dacă asculți de Dumnezeu, Dumnezeu te învață să fii bun, să iubești, să zidești, să repari, să ajuți. Și legământul care l-ai făcut te ajută să reînnoiești, să-l refaci, să-l faci mai frumos. Îți deschide ochii ca să vezi ce înseamnă un legământ în fața lui Dumnezeu. Și cât de mult se ocupă Dumnezeu de legământul tău, de viața ta. Dacă îl alegi pe Dumnezeu, Dumnezeu face diferența pentru viața ta cum nimeni în lume să fie cineva picat din stele și nu te face nici fericit, nici bogat. Orice bogăție în lume nu te împlinește și nu te satisface. Și nimeni care ajunge acolo nu ajunge fericit. Degeaba își caută fericirea, distrugând, ruinind. Din ruine nu se mai naște nimic. Deci este foarte trist. Ar trebui ca, într-un fel, să existe niște sisteme, metode, oameni care să fie la dispoziția acestor oameni care își caută fericirea distrugând ceea ce au, ceea ce locul pe care l-au făcut să fie împreună și vor să rupă. Niciodată din ceva distrus și rupt nu ești fericit. Nu pleci de acolo în viață
și să te, să-ți refaci fericirea. Nu există. Este foarte trist. Și tata și mama, dacă ești tată și mamă, trebuie să te gândești nu la tine, trebuie să te gândești la copilul care îl ai. Indiferent ai 1 sau 10, la copiii tăi. Ce îl dași în urmă? Ce le dai? Ce le pui în mână? Cu ce îi înveți? Ce duc ei în viața lor de la tine? Ce primesc ei de la tine? Ce modelele ești? Ce exemplu le ești? Câtă dăruire! Vor crește și ei suflete zdrobite, suflete care au simțit tragedia familiei și ce greu le va fi să se ridice în viață și să descătușeze de acele triste amintiri. Moșteniri, blesteme. Da, da. E teribil. Dacă vă uitați în urmă la cei 57 de ani de căsnicie pe care i-ați avut, cum îi vedeți? Când au fost cele mai multe greutăți? Sau poate n-au fost? Poate totul la dumneavoastră a funcționat perfect de la început. A fost o perioadă în care am... când... Chiar la început Iosif a trebuit să iese din serviciu, pentru că el a fost la seminar, s-a mutat la Cluj ca profesor, însă am aflat după aceea că vor să-l dea afară din serviciu. Și un prieten de-a lui de la secția de învățământ l-a sfătuit: ieși ca să nu ajungi să te dea afară. Și țin minte că mergeam spre casă într-o seară și ne uitam la stelele de pe cer. Eu lucram la universitate ca și contabilă și nu mi-a fost ușor nici mie, din cauza că eu, fiind credincioasă, căsătorită cu Iosif, care era cunoscut ca și fost seminarist și așa. Dar pentru că am muncit, au avut nevoie de mine, așa se pare. Trebuie și oameni care să facă treaba, da. Cenușăresele. Da. Și atunci mergeam amândoi și ne țineam de mână și număram stelele. Și am zis, vor fi stelele astea, ne zâmbesc, clipesc și ne zâmbesc și ne spun, nu vă temeți, fiți liniștiți, fiți fericiți. Noi zâmbim pentru voi. Noi vă facem noaptea luminoasă. Noi vă facem noaptea așa de frumoasă. Pentru că suntem multe. Aveam niște imaginații. Eu parcă totul pozitive. Era... absolut. Absolut. Și... dar n-a durat mult. N-a durat mult. Nu mai știu exact. Foarte curând. N-a fost Iosif multă vreme fără servici. Foarte curând a primit un serviciu lângă Cluj. A fost ok. Dar aș putea spune că de la bun început am simțit că este o viață în care Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu are ceva cu noi, că Dumnezeu ne conduce, ne păzește foarte mult. Și pot să spun în special, în timpul cât Iosif a fost la studii și am fost singură, pot să spun că Dumnezeu m-a ocrotit. Ce perioadă ați petrecut singură? 69. Un an? 10? Un an? 3 ani jumate. 3 ani jumate v-ați sacrificat pentru studii. Aș putea să spun că Dumnezeu m-a îmbogățit în timpul acela cu experiențe și am învățat cel mai mult
cât de aproape este Dumnezeu. Eu vorbeam cu Dumnezeu așa cum vorbesc cu o persoană fizică care ar fi fost lângă mine. Orice gând îi spuneam, ziceam, Doamne, tu îmi citești gândurile mele, eu vreau să le spun, dar poate nici nu ți le pot reda așa corect cum le citești tu. Dar eu vreau să-mi rezolv problema aia. Minunea lui Dumnezeu era că mă trezeam imediat. Nici nu ceream, nu-mi terminam cererea, nu ziceam, nu ajungeam la ultimul cuvânt. Și deja Dumnezeu îmi dădea niște gânduri care pur și simplu îmi smulgea tot ce mie nu-mi plăcea că am, gândurile care le aveam. Mă supăra cineva. Era ceva. Mai râdeau de mine. Zicea că sunt soția lui el fugitivă. Și așa. Dar, pe de altă parte, colegele mele vedeau că eram fericită. Noi aveam corespondență în fiecare zi. Ne scriam scrisoare în fiecare zi. Și atunci nu era e-mail. Era scrisoarea care scrisoare. O aducea poștașul. Mergeam la poștă și poștașul mi-aducea poșta. Da. Dar în fiecare zi. În fiecare zi. Știam de 3 ani și jumătate. Da, timp de 3 ani și jumătate. Foarte frumos. Extraordinar. Asta e de subliniat. Adică chiar dacă viața ne pune în situații în care nu mai suntem unul lângă celălalt să comunicăm. Extraordinar. Apoi dacă stăm în aceeași casă, ne vedem zi de zi și poate avem atâtea treburi că nu putem transmite ce gândim. O colegă mi-a spus, zice Elisabeta, soțul tău este mai aproape de tine decât soții noștri care sunt lângă noi. Așa mi-a spus. Da, așa mi-a spus. Și aveam de multe ori, Iosif îmi trimitea ilustrate splendide, carduri. Pe vremea aceea și în Anglia erau niște carduri cu mesaje extraordinar de frumoase creștine. Și le duceam la birou și le arătam la fete. Sau când el mergea în excursii vara, în timpul de vacanță, în Italia sau în Elveția și îmi trimitea de multe ori câte 4, 5, 6 ilustrate într-un plic și le scria pe dos. Mărunt, scrie la rânduri dese. Cum are și darul să scrie. Da, da. Odată mi-a trimis chiar banca pe care a așezut și a făcut, era ilustrată cu banca pe care el și-a făcut o cruciuliță că pe banca ce a așezut. Și colega asta, soțul ei lucra la radio și mi-a cerut să-i duc niște ilustrate așa din astea din concediu. Și i-am dat pentru că erau atât de frumoase. Iar scria atât de frumos. Și erau pur și simplu, n-aveau cuvinte. Ziceau, tu ești mult mai fericită decât suntem noi. Și am spus, de Dumnezeu îmi poartă de grijă. Și a fost o situație când am aplicat pentru pașaport și aveam aprobarea și cel care era umbra mea, care mă urmărea totdeauna și când mergeam la birou și când mergeam acasă de la birou, tot timpul era, mă urmărea. Era îngerul meu păzitor. Și îl cunoșteați? Da, l-am văzut, pentru că venea la mine câteodată, venea la birou. Dar nu venea acasă. Acasă nu venea. Și acesta mi-a spus, mi-a făcut instructaj să am grijă ce vorbesc, că să fie spioni și așa. Foarte binevoitor a fost, eu zic. Și până la urmă, eu vineri trebuia să primesc pașaportul și marți dimineață, deci cu câteva zile înainte, eu la devotion, când am deschis Biblia, am deschis la Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează împreună. O voce, aceasta este pentru că vei primi ce nu aștepți. Exact. Astea au fost cuvinte. Vei primi ce nu aștepți. Mi-am dat seama, imediat am înțeles mesajul. Rodica, am căzut în genunchi, nu m-am mai ținut picioarele, eram atât de pregătită de plecare.
Și după am câți ani de stat asta a fost singură, un an și ceva. După un an și ceva, da. În care nu v-ați văzut soțul, de cât ați comunicat prin scrisori. Da. Am căzut în genunchi și am zis, Doamne, acum Tu să-mi dai putere să mă ridic. Și ajută-mă să înțeleg. Și, dar ce ai citit? Toate lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe El și sunt aleși după planul Lui. Mai repetă, mai citești odată. Și a doua oară am înțeles. Am înțeles că este un mare bine. Și așa a fost. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat a fost că Iosif merge, participa la niște adunări mari studențești acolo. Și în fiecare, nu știu de câte ori pe lună, era câte o adunare din asta mare studențească. Și Iosif, el chiar în ziua aceea m-a sunat la birou și m-a întrebat când să-mi trimită biletele. Și am zis, știi ce, Iosif? Am primit Romani 8:28 și o voce mi-a spus, i-am spus lui la telefon. Și zice, ei, dacă nu te lasă să vii măcar pentru o lună, am să vin acasă. Zic, nu faci lucrul ăsta. Așteaptă, că o să vedem. Pentru că toate lucrează spre bine. Stai liniștit că vom vedea de ce. Ei, nu știu, atunci, foarte curând, Iosif s-a dus la ședința asta, adunarea asta studențească și plângea. Și un student îi spune, de ce plângi? Zice, așteptam pe soția mea să vină și nu vine, nu-i de voie. Băiatul bate, bucură-te că cineva a venit aici să spună despre tine că ești agent al securității și ca dovadă acum vine și soția ta. Bucură-te. Și el mi-a scris asta în scrisoare și am spus, nu-i așa? Că Dumnezeu știe ce face. Fii liniștit, fii liniștit. Deci Dumnezeu m-a întărit într-un mod foarte special, pentru că am avut nevoie, când el s-a întors de la studii, să știu că Dumnezeu e Dumnezeu, e atotputernic, e Tată. El are grijă de cele mai mici detalii din viața noastră. El are grijă de sentimentele noastre, are grijă de absolut tot ce dorim noi. Dorințele noastre ni le împlinește nu cum ni le-am împlinit noi. Noi nu am putea să facem ce face El. Numai Dumnezeu poate. Atâtea lucruri am învățat în perioada aceea. A fost o situație când era prima zi de naștere a lui Iosif, după plecarea lui. Și mergând spre clădire, stăteam într-o vilă mare a Vaticanului, la Demisol aveam locuința, și mergând spre clădire, am intrat pe poartă. Asta a fost după ce ați plecat din țară? Nu, nu, când Iosif era în Anglia. Ok. Și eu mă uitam spre cer, era așa doar un petec, și am zis, Doamne, dacă Tu ești cu mine, e destul. Era ziua lui Iosif. Și am intrat în casă și primul lucru a fost că m-am dus și m-am așezat să scriu, să bat la mașină scrisoarea lui. Am deschis cartea, Biblia, spune, ce-mi dai, Doamne, pentru ziua lui? Și am deschis acolo unde scrie, Tata spune slugilor, aduceți încălțăminte, aduceți inelul de aur, aduceți îmbrăcăminte, îmbrăcați așa. Eu am înțeles mesajul, Dumnezeu acum îl îmbracă, îl hrănește, îl pregătește, îi dă, i-a dat inelul de aur, inelul tatălui în deget, îl pregătește. Poate să se scoale tot iadul. Dumnezeu lucrează cu el. Și eu îi scriam și aud o ciocănitură la ușă. Și a venit o prietenă. Cea, Elisabeta, am venit să spun la mulți ani de ziua lui. Și stăteam împreună, discutam, îi arătam scrisori și ilustrate. În afară de scrisori, aveam ilustratele.
alea erau în plus. N-am stat mult și a venit un prieten al lui Iosif cu soția. Am venit să spunem la mulți ani pentru Iosif. Discutam împreună, n-am stat decât câteva minute și auzim un cor la ușă. Și deschid ușa. Era un grup mare de la biserică, din corul nostru, cu fratele păstor, cu Talpoș Vasile. Și i-am poftit înăuntru să intre. Și cum au intrat, eu m-am tot retras așa, că erau mulți. Au umplut camera. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă? N-ai spus Tu că dacă eu sunt cu Tine, ești destul, îți ajunge? Uită-te la fiecare. În fiecare sunt eu. În fiecare din ei. E sărbătoarea Ta. E sărbătoarea voastră. Deci am fost copleșită de fiecare dată de atenția lui Dumnezeu, de grija Lui. Grija Lui de primești, de mari primești, de pericole, de foarte mari. E adevărat ce spune Dumnezeu. Te dau vieți. Așa s-a întâmplat. Deci, Dumnezeu are grijă. Dumnezeu este Dumnezeu, dar e și Tată. Și e tot puternic. Și El când are un plan cu tine și tu, oarecum aș spune că Dumnezeu știe că tu vei face. Dumnezeu știe că tu-L iubești. Am învățat și asta de ce îl iubesc. Am învățat după o vreme. L-am întrebat, Doamne, de ce trebuie să Te iubesc pe Tine cel mai mult? Mai mult decât copilul meu. Asta după ce a venit Dora, când trecusem o vreme, eram în anchetă și așa. De ce trebuie să Te iubesc pe Tine cel mai mult? Imediat, dacă nu mai iubi, dragostea mea îți dă putere astăzi. Dragostea mea te întărește. Dragostea mea este o forță, este o energie care te ține în picioare. Dragostea mea este în folosul tău să mă iubești pe mine cel mai mult. Dacă ți-ai iubit copilul cel mai mult, n-ai fi putut să mi-l dai mie. N-ai fi putut să mi-l dai mie, să am eu grijă de ea. N-ai fi putut renunța la ea. Ai putut renunța pentru că dragostea ta pentru mine ți-a dat această putere. Și așa a fost. Așa a fost. Ați povestit și a fost foarte emoționant de momente grele în care ați fost lipsită de soțul dumneavoastră, de prezența lui, dar nu de dragostea lui. Și e un exemplu așa de frumos, de biruință într-o încercare, într-o perioadă de sacrificiu. Aș vrea să ne povestiți câteva lucruri despre cum ați rezolvat diferențele, pentru că la modul general între soție și soț, între bărbat și femeie, sunt diferențe, suntem diferiți. Dumneavoastră, cum ați rezolvat diferențele astea ca să puteți trăi acești 57 de ani și vă dorim mulți înainte în armonie și în frumusețe și în bună înțelegere? Aș putea să spun, pot să dau un exemplu. Multe sunt mărunțișuri. Ceea ce m-a preocupat cel mai mult a fost nu să am eu dreptate, nu să câștig eu, nu să pot spune, ei, eu am avut dreptate. Niciodată nu mi-a trecut așa ceva prin gând. Niciodată. N-am ținut niciodată să facă voia mea. Niciodată. Dacă era, a fost o situație în care Iosif, locuiam deja la Oradea, dacă eu eram cu o altă părere, el zicea, ok, lasă că te rogi și o să-ți dea Domnul lumină.
m-am dus direct în dormitor, m-am dus pe genunchi și am, Doamne, te rog frumos, arată-mi ce nu văd și Iosif vede. Este ceva care eu nu văd, dar aș vrea să știu. Imediat am avut răspuns. Imediat am cunoscut ceea ce... Și m-am ridicat rapid de pe genunchi și m-am dus ațele. Iosif, acum știu ce n-am văzut eu. Ai dreptate, pentru că eu n-am văzut asta și asta. Zice, da, da. Zic, tu de ce nu mi-ai explicat? A trebuit să mă duc eu să mă rog ca să-mi explice Domnul. Vezi, puteai să-mi spui ce spun eu acum? Puteai să-mi spui. That's ok. Dar frumusețea e acolo. Când îți spune Dumnezeu niște lucruri, e altceva. Ai viață, altfel primești, îndrăznești, mergi înainte, îți dă viață, îți dă putere, îți lărgește orizontul. E cu totul deosebit. Și am zis, ok, mie îmi place să-mi spună Domnul, dar e ok și când îmi spui tu. De multe ori îmi spunea el, orice lucru vrea să facă Iosif, îmi spunea. Orice, orice, orice. Nu exista să facă, să întreprindă ceva înainte ca să-mi explice mie. Și eu îl întrebam. Îi puneam multe întrebări. Vreau să văd. Să văd dacă e, într-adevăr e de la Dumnezeu. Dacă este voia lui Dumnezeu. Dacă... Sunt multe fațete ale lucrurilor. Și înțelegeam. Dar după aceea ziceam, Doamne, eu am înțeles. El a primit de la Tine și eu primesc de la El. Dar vreau și eu să primesc de la Tine. Pentru că dacă Tu îmi spui și mie ceea ce mă ajută pe mine, atunci e așa de bine. Și s-a întâmplat când în 78 Iosif a fost chemat să-și facă doctoratul la Cambridge. Primea o bursă. Și noi tare ne-am bucurat. Am zis, scăpăm de securitate. Umbra lui a spus, domnul Țon, nu vă amestecați la nimic. Primiți pașaport, vă duceți. O, am zis, ce bine. Și eram foarte pregătiți. Gata, o să primim, săptămâna viitoare primim pașapoartele. Era totul aranjat. Și se întâmplă că într-o sâmbătă Dumnezeu îi vorbește lui Iosif. Nu pleci nicăieri. Iosif, gata să-l leșine. Doamne, dar de ce? Și în sfârșit, Dumnezeu îl călăuzește prin cuvânt, pur și simplu, l-a călăuzit și l-a ajutat să înțeleagă și să primească. Să poată accepta. Să accepte, să primească. E una să primește aici, dar e alta când primești și cu inima. Și îmi spune Iosif, îmi spune toată zbaterea și tot ce i-a vorbit Dumnezeu. Și zic, Iosif, eu simt că Dumnezeu ți-a vorbit. Și accept, pentru că eu îmi dau seama, e voia Lui, e adevărat. Dar nu sar în sus de bucurie. Ok. A trecut aproape o lună. Eu m-am resemnat. Am zis, e voia Lui, e voia Lui. Gata. N-am cerut nimic altceva. Dar noi mergeam cu viața înainte. Foarte interesant a fost. La o lună de zile, era octombrie, într-o vineri seara ne-am dus într-o comună puțin mai la munte, nu departe de Oradea, și toată ziua aceea am simțit ceva foarte special.
Așa am simțit că cineva parcă mă îmbulzea, era așa de aproape de mine, parcă la tot pasul, parcă tot îmi venea să mă dau deoparte. Era cineva foarte, foarte aproape. Și ne ducem la biserica asta seara. Mi-aduc aminte și acum drumul făcut, ninsese, era zăpada proaspătă pe ogoare, lumina era, se îngâna seara cu ziua. Era o atmosferă extraordinară și parcă acum mă văd cum uitam pe geamul mașinii și ziceam, Doamne, ceva se întâmplă. Este ceva. Ce pregătești? Și în sfârșit ajungem la biserică. La biserică s-au predat 7 oameni, dintre care ceva profesoare, un polițist. Au fost oameni, nu, educați, 7. Educați. După asta am simțit tot timpul că e ceva. Ne-a invitat la cină după biserică. Nu mai știu, era responsabil sau păstor, nu mai știu. Lângă biserică locuia. După ce am terminat mâncarea, fratele gazdă vine în cameră și spune lui Iosif, frate-țun, un grup de frați aici stau în camera cealaltă, ar dori să vă spună ceva. Frate, deschide-i, poftește-i înăuntru. Un frate dintre ei se ridică pe pragul ușii, era puțin mai înalt, și se ridică pe pragul ușii, parcă îl văd și acum. Aș putea să-l pictez. Ochii albaștri, cu atâta blândețe și lumină pe fața lui, și zice, frate Țon, frații aceștia, întors către ei din camera cealaltă și cu mine, am venit să vă mulțumim că n-ați plecat în Anglia ca să ne lăsați singuri. Exact, îți repet, acestea au fost cuvintele. N-ați plecat în Anglia ca să ne lăsați singuri. Asta era în anii 78. 78. Am izbucnit în plâns. Și am zis, mulțumesc, Doamne. Doamne, nu-mi trebuie nicio Anglie, nu-mi trebuie nimic, îmi trebuie doar frații mei și dragostea ta. Acolo mi s-a topit inima. Acolo am înțeles valoarea faptului că Dumnezeu ne-a vrut acolo. Și după aceea Dumnezeu l-a ajutat pe Iosif să construiască, să lărgească biserica aia mică unde noi ne-am dus în 77 și s-a lărgit peste curte și deci a făcut-o așa cum a fost mulți ani până la întoarcerea noastră în România. Aceeași biserică a fost. Da. Deci Dumnezeu nu te ia cu bâta, nu te gonește să vrei, nu vrei, intri în voia mea. Nu. Dumnezeu vrea ca inima ta să simtă inima Lui și El știe inima ta care, la ce vibrează. Ce anume te face pe tine să înțelegi dragostea Lui sau valorile care El are pentru tine. Este extraordinar Dumnezeu. Sunt așa de multe lucruri de felul ăsta. Adică am trăit experiențe. Nu mi-a fost greu, de aceea îți spun. Nu mi-a fost greu când am fost amenințați că ne duc la Jilava sau ne împușcă, că nu au o închisoare destul de grea pentru noi. Și am zis, asta Doamne, în ce ani? Asta au fost în anii... asta a fost înainte, în 74. Bine, au fost multe, multe, multe. Dar, da, în 74 a fost. Când Iosif a scris lucrarea aceea cu Marxism, a faded dream. Marxism, un vis înșelător. Ăsta a fost titlul care l-au dat în străinătate. Pentru că, de fapt, asta era conținutul. Multe. Nu știu, aș vrea să le pun odată pe hârtie.
Poate că ar merita. Cu siguranță. Poate ar merita. Pentru că aș putea să-L prezint pe Dumnezeu, să-L fac de cunoscut. Știi ceva? Îmi place așa de mult cuvântul acela din Ioan 17, unde spune Domnul Iisus: Tată, ți-am făcut numele, persoana de cunoscut. Numele-i persoana de cunoscut. Ce mare lucru e să-L faci de cunoscut pe Dumnezeu. Ce mare lucru e ca să te poți încrede în El. Extraordinar. Vă mulțumim că în acest spațiu dedicat emisiunii noastre ați făcut de cunoscut niște lucruri intime și la care poate nici nu ne-am fi putut gândi. Cum funcționează o relație chiar dacă locuiești la distanță din motive de acceptat, nu din lipsă de bani sau că vrei mai mult, și totuși poți să o ții atât de apropiată și comunicarea atât de intensă. Și am apreciat felul în care pe parcursul vieții v-ați călăuzit după ascultarea de Dumnezeu. Ar fi foarte frumos să se întâmple ce ați spus, să scrieți toate aceste experiențe. Ar fi de folos multora. Și eu vă încurajez și vă doresc din tot sufletul să vă dea Dumnezeu putere și timpul necesar să puneți împreună toate lucrurile acestea. Când aștepți, adică când accepți voia lui Dumnezeu, când o accepți, este un verset în 1 Corinteni 12. Haideți să încheiem cu versetul acesta. Așa. Vă deschid eu la 1 Corinteni 12 și vă las să citiți. 1 Corinteni, capitolul 12. Aici este puțin modificat versetul. Acum, dar Dumnezeu a pus mădularele în trup. Pe fiecare așa cum a voit El. Pentru mine, cuvintele astea, pe fiecare așa cum a voit El. Și mă gândeam, eu de, nu știu, n-aș putea să spun de cât timp a fost în mine dorința ca voia Lui, că voia Lui pentru mine e mai scumpă decât viața mea. Și am zis, păi este normal, de aceea pentru mine prețuiește voia Lui mai mult decât viața mea. Pentru că e voia Lui pentru mine este ca să-mi păstrez locul unde m-a așezat. El, ca mădular în trupul Lui. Deci fiecare avem locul nostru. Și când suntem un mădular în trupul Lui, El își îngrijește toate mădularele. Eu doresc așa de mult ca fiecare să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat. Când îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat și începi să-L guști, asta deja înseamnă că în fibrele tale această cunoaștere lucrează. Are putere de transformare. Cunoașterea lui Dumnezeu are putere de transformare. Și te transformă și te face un om fericit. Așa cum este El. Pentru că El ne vrea să fim fericiți. El ne vrea fericite. Pentru că El este fericit. Fericitul Dumnezeu. Fericitul Dumnezeu. El nu dorește să aibă o familie nefericită. Să aibă copii nefericiți. El vrea copiii Lui să fie fericiți, să aibă o viață plenară în El, în bucurie, în satisfacție, în împlinire cu Dumnezeu. Dar dacă îl asculți pe El, toate darurile Lui sunt acolo, se revarsă peste tine. Toate. Vă mulțumim și vă dorim multă binecuvântare și vă mai așteptăm și la alte emisiuni când veți mai poposi în România și în special la Cluj-Napoca. Cu mare drag! Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun, pentru că timpul alocat emisiunii noastre s-a scurs atât de repede. Să rămânem cu gândul acesta, care l-am preluat
din finalul celor prezentate de sora Elisabeta Zon, o persoană cu experiență de căsnicie de 57 de ani, o fiică a lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea fericirea noastră, vrea ca toți cei din familia lui să fie fericiți și ne bucurăm de lucrul acesta și vrem să trăim din plin fericirea pe care ne-a pregătit-o El. Să fiți binecuvântați, sunt Rodica Baciu și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.